Dragii noștri telespectatori, privitori, vă spunem bine ați venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Cuvântul care zidește. În această duminică a doua a Sfântului și Marelui Post, denumită a Sfântului Grigore Palama, avem citire din Evanghelia după Marcu cu slobozirea pe acoperișul casei a celui care era în neputință. Pentru a desluși mai multe dintre tainele acestei Evanghelii, am invitat în această duminică seară pe Părintele Profesor Dr. Marius Ioana, cadru didactic la Facultatea de Teologie din Timișoara și parohul Bisericii Studenților, pe care n-are sens să-l mai prezint pentru că dânsul este o prezență aproape lunară, dacă nu chiar lunară. Bine ați venit, Părinte, și mulțumim! Doamne ajută, și eu mulțumesc de invitație! Văd că aveți Sfânta Scriptură deschisă, poate veți vrea să ne citiți ceva din Evanghelia de astăzi, poate nu, poate veți face doar referire, însă în cele ce urmează vă dăm cuvântul pentru a ne introduce în această atmosferă deosebită a unei alte minuni, a câta altă minune săvârșită de Domnul Iisus Hristos și pomenită în Duminica a doua a Apostolului. Da, ne aflăm înaintea unei mari minuni, nenumărate minuni a făcut Mântuitorul Iisus Hristos. Ne aflăm astăzi în cetatea Capernaumului, un oraș, o cetate mare a Galileii, a Israelului, unul dintre orașele importante, spunem, după Ierusalim, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos a săvârșit foarte multe minuni, foarte multe minuni în Capernaum. Capernaum era un oraș cu tradiție politică, economică, spirituală. Am putea spune un oraș de graniță, poate cum este astăzi Timișoara, pentru că se afla la câțiva kilometri de graniță. Un oraș care se afla pe una dintre cele mai importante rute comerciale a Orientului. În general, toți oamenii care doreau să călătorească între Tir și Sidon și partea de nord a Egiptului, între Siria, mai bine zis, și Egipt, pe uscat treceau prin cetatea Capernaumului. De aceea, foarte aproape de Capernaum se afla și punctul de frontieră. Era un oraș în care se aflau militari, un oraș în care se aflau grăniceri. În acest oraș se afla și viitorul evanghelist Matei și apostol Matei, pentru că imediat după câteva întâmplări și minuni din cetatea Capernaumului, Mântuitorul Iisus Hristos îl cheamă pe Levi, cel care va deveni apostolul și evanghelistul Matei, îl cheamă la apostolat. Poate nu întâmplător, evanghelistul Matei scoate în evidență misiunea Mântuitorului Iisus Hristos în Capernaum. În Capernaum s-au întâmplat foarte multe minuni. Atât de multe minuni cunoscute în Galileea,
și râvnite, am putea spune, de foarte mulți, foarte mulți cetățeni ai Galilei. Pentru că Sfântul Apostol și Evanghelist Luca ne ajută să înțelegem atmosfera tuturor iudeilor din Galileea atunci când află de Mântuitorul Iisus Hristos, de cuvintele pe care le rostește Mântuitorul Iisus Hristos și mai ales de minunile pe care le săvârșește Domnul Iisus Hristos. Ne ajutăm deci de textul de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, de această dată, care ne spune, printre altele, că Iisus a coborât la Capernaum, cetatea Galilei, și învăța sâmbăta. Și erau uimiți de învățătura lui, căci cuvântul lui era cu putere. E o formă literară de a sublinia forța cuvântului Mântuitorului Iisus Hristos, puterea predicii, dar și lucrarea, săvârșirea minunilor prin cuvânt. Și iată că îl aflăm pe Mântuitorul Iisus Hristos foarte des în sinagoga din Capernaum. Noi ne obișnuisem să vorbim despre prezența Mântuitorului Iisus Hristos pentru prima dată în sinagoga din Nazaret, atunci când știm că a interpretat un text din Isaia. Însă, în capitolul 4 din Evanghelia după Luca, după prezența Mântuitorului în sinagoga din Nazaret, după evenimentele din acea sinagogă, se spune că Iisus merge în Capernaum și intră de această dată în sinagoga din Capernaum, care iarăși este un obiectiv foarte important în activitatea Domnului Iisus Hristos. Și aici, în sinagogă, se află un om posedat care strigă: lasă, ce ai cu noi, Iisuse Nazarinene? Ai venit ca să ne pierzi? Te știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu. Și l-a certat Iisus zicând: taci și ieși din el. Iar demonul, aruncându-l în mijlocul sinagogii, a ieșit din el cu nimic vătămându-l. Și frică li s-a făcut tuturor și spuneau unii către alții zicând: ce este acest cuvânt? Că poruncește duhurilor necurate cu stăpânire și cu putere și ele ies. Iată deci un eveniment, un miracol, o minune întâmplată în sinagoga din Capernaum. Sigur că aceste minuni au fost răspândite de martorii prezenți la aceste evenimente și cu siguranță și cei din Evanghelia de astăzi au auzit de această putere a cuvântului Mântuitorului Iisus Hristos și, pe de altă parte, de puterea pe care o are de a tămădui și vindeca. Mulți bolnavi i-a vindecat și i-a tămăduit în Capernaum, încât în Nazaret, în sinagoga din Nazaret, spune Mântuitorul Iisus Hristos, printre altele: cu adevărat îmi veți spune această pildă, doctore, vindecă-te pe tine însuți, căci am auzit că s-au făcut în Capernaum, că am auzit că s-au făcut în Capernaum, fă și aici în patria ta. Și le-a zis: adevărat zic vouă că niciun proroc nu este bine primit în patria sa. Iată, minunile întâmplate în Capernaum, aproape că s-au auzit de ele și în Nazaret. Nazaretul era la vreo 50 de kilometri de Capernaum. Și cu toate acestea, Mântuitorul pleacă din Nazaret și Matei, care este foarte atent, evanghelistul Matei, la activitatea Domnului Iisus Hristos, spune la un moment dat, în capitolul 8-9, unde descrie lucrarea Domnului în Capernaum, vorbește de Capernaum ca de cetatea sa. Adică, deja activitatea Mântuitorului se concentrează pe Capernaum, pe acest oraș cosmopolit, un oraș în care exista o mare sinagogă, existau militari, existau iudei și neiudei. Însă, întorcându-ne la Evanghelia noastră... Și azi există, părinte profesor, pentru cine merge, și azi există ruinele foarte bine păstrate, știți, dumneavoastră, da, foarte bine, sigur, ale acestei sinagogi. Da.
În Evanghelia de astăzi, un paralitic convinge patru prieteni, cu siguranță patru apropiați, să fie ajutat să-l ducă la Mântuitorul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos se afla într-o casă. Nu știm exact în ce casă. Noi presupunem că este vorba de casa lui Petru. De ce casa lui Petru? Pentru că ne spun evanghelistul Matei și ne spune și Luca, la un moment dat, că Mântuitorul, ieșind de la sinagogă, imediat a intrat în casa lui Petru și soacra acestuia era prinsă de friguri, era bolnavă și a vindecat-o. Atenție! Vorbim de soacra lui Petru din Capernaum. Petru era și fratele lui Andrei, erau din Betsaida. Deci Petru nu era din Capernaum, dar probabil soția lui era din Capernaum. Betsaida se afla la vreo câțiva zeci de kilometri de Capernaum. Poate 10 kilometri de Capernaum. Noi presupunem că era o casă de oameni înstăriți. De ce? Pentru că, în general, casele dintr-o cetate, cum era Capernaumul, mai ales aproape de zona Mării Galilei, aveau o altă arhitectură decât cele obișnuite, foarte mici, cu încăperi mici, în care intra toată familia. Aici, pentru că este vorba despre un acoperiș deschis, presupunem că era o casă a unor oameni înstăriți, se poate să fie chiar casa soacrei lui Petru, dar în orice caz se întâmplă acest eveniment. În această casă în care se afla Mântuitorul Iisus Hristos, de față erau foarte mulți oameni. Nu numai oameni obișnuiți iudei, chiar și căpetenii. Sfântul Apostol și Evanghelist Luca ne spune în Evanghelia sa, în capitolul 5, într-una din zile Iisus învăța și de față ședeau farisei și învățători ai legii veniți din toate orașele Galilei, din Iudeia și din Ierusalim. Și puterea Domnului se arăta în tămăduiri. Foarte important acest detaliu pe care ne-l oferă Luca. De față erau cărturari, farisei, dascăli, oameni religioși, rabini. Probabil unii dintre cei care mergeau spre Antiohia, unde se afla iarăși o mare sinagogă, o comunitate iudaică puternică, fie dintre cei care veneau dinspre Antiohia sau mergeau spre Ierusalim, în orice caz, în ziua respectivă, în locul respectiv, se aflau foarte mulți martori, foarte mulți farisei, cărturari, așa cum spune, din tot ținutul Galilei, din Iudeia și din Ierusalim. Erau atât de mulți încât oamenii aceștia, patru bărbați și paraliticul, nu puteau să ajungă la Iisus. Le spuneam și credincioșilor că lucrul acesta este, îl putem interpreta și din punct de vedere duhovnicesc. Oamenii erau atât de captați de cuvintele lui Iisus, încât nici măcar nu au sesizat că lângă ei se află un paralitic. De obicei, atunci când vezi un paralitic, te dai la o parte, îl ajuți chiar să ajungă acolo unde își propune intrarea. Și mai ales că legea iudaică era foarte permisivă cu toți oamenii care aveau o anumită neputință. Cei care erau săraci. Omul era îndemnat, credinciosul, să lase în urma lui pe ogor câte ceva pentru cei săraci. Cei care aveau vreo infirmitate erau lăsați să cerșească, li se acorda hrană. Se dădea multă, multă milostenie în Israel. Deci credincioșii erau activi în ceea ce numim noi astăzi filantropie. Erau foarte atenți cu cei neputincioși. De ce? Pentru că oricui se putea întâmpla să-și piardă vederea din cauza vântului, a nisipului din Orient, a condițiilor, sau să se întâmple vreun necaz și vreo infirmitate. Deci oamenii erau sensibili. Iată că de această dată parcă este
parcă este un zid acolo. Oamenii erau atât de concentrați pe ceea ce se întâmpla și ascultau din gura lui Iisus și din această putere a cuvântului de care spun evanghelistul Matei și Luca, încât n-au mai observat că aproape de ei se află un om care are și el nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Și atunci acești patru tovarăși ai lui merg pe acoperiș, probabil pe o scară exterioară, pentru că casele din Orientul Antic, mai ales ale oamenilor înstăriți, aveau și o scară exterioară, pentru că acoperișul era des folosit. Nu numai pentru sărbătoarea corturilor, atunci când familia petrecea câteva zile de sărbătoare în cort, în amintirea ieșirii din Egipt. Dar mai ales pentru uscarea fructelor, a legumelor, păstrarea lor, conservarea lor. Și atunci acoperișul era des utilizat de mulți dintre iudei. Acești oameni merg pe acoperiș și Sfântul Luca iară vine cu niște detalii, nu aproape la 40 de ani, 30-40 de ani de la evenimentele petrecute și ne spune printre altele că acești patru bărbați, el nu dă numărul bărbaților, pe Luca și nici pe Matei nu interesează că au fost cei patru. Ei sunt atenți la eveniment în sine, la minunea petrecută în sine. Marcu e atent și la aceste detalii. Pentru Marcu contează numărul celor patru. Și iată niște bărbați aduceau pe pat un om care era să bănuc și căuta să-l ducă înăuntru, să-l pună înaintea lui. Dar negăsind pe unde să-l ducă, din pricina mulțimii, s-au suit pe acoperiș și printre cărămizi, ne spune Luca, l-au lăsat cu patul în mijloc înaintea lui Iisus. Printre cărămizi. În limba greacă, cuvântul acesta este keramon. Keramon. De aici noi avem ceramică. Printre cărămizi, printre țigle, cu siguranță și în momentul în care s-a început descoperirea acoperișului, totuși a trecut un timp până s-a descoperit. Nimeni nu a observat lucrul acesta, cu excepția Mântuitorului Iisus Hristos. În limba ebraică, acest keramon din grecește s-ar traduce cu iațar. Iațar, țărână. Iațar. În Facere, capitolul 2, versetul 7, se spune că Dumnezeu a luat iațar și din această țărână l-a făcut pe Adam. Iată, am putea simbolic să facem o apropiere în aceste efort al omului de a descoperi, de a încerca să dea la o parte această țărână a casei și să îl așeze pe omul acesta neputincios înaintea noului Adam, înaintea Mântuitorului Iisus Hristos. Acesta este darul pe care îl aducem noi ca oameni. Dumnezeu l-a dat pe Adam sănătos, puternic, integru și iată unde poate să ajungă omul rănit de păcate. Omul acesta vine să fie vindecat. El vine pentru vindecare. Și sigur că toată lumea este uimită când aud în loc de verbul a se tămădui, a se vindeca, a ierta. Iertate sunt păcatele. Toată lumea înțelege de la mic la mare ce înseamnă iertare. Și tot știm până astăzi că nimeni dintre oameni nu poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu. Și cărturarii aveau dreptate când în sinea lor spuneau numai Dumnezeu poate să ierte păcatele și noi spunem. Și la taina mărturisirii spunem Domnul și Dumnezeu și Mântuitorul cu al său har și cu al său iubire să te ieri și de dezleg. Deci Domnul Dumnezeu iartă păcatele, nu putem să iertăm. Deci într-un fel ei aveau dreptate când spuneau în sinea lor cine poate să ierte păcatele. Numai Dumnezeu. Însă Mântuitorul Iisus Hristos aici este
în calitate nu de om, nu de profet, ci de fiu al lui Dumnezeu. El este Dumnezeu adevărat. Și pentru că este Dumnezeu adevărat, spune paraliticului, după ce îl desleagă de păcate, cu siguranță omul acesta a avut și păcate, nu numai accidentele obișnuite din viață te pot paraliza, mai ales păcatele. Sunt unele păcate care îți slăbesc trupul într-atât încât chiar poți să ajungi să paralizezi. Sunt mulți dintre bolnavii noștri care din pricina păcatelor, dar nu numai din pricina păcatelor, dar și din pricina păcatelor, pot să ajungă să fie imobilizați, să fie chiar paralizați. Ceea ce reținem din Evanghelia de astăzi este, în primul rând, credința. Credința, stăruința celor patru, stăruința acestui om care, pe de o parte, își convinge tovarășii. El este un apostol pentru cei patru. Nu este ușor să aduci patru oameni să te ajute în situația în care se afla el paralizat. Patru tovarăși. Nu este ușor să-i convingi, nu este ușor să duci până la capăt gândul pe care îl ai. Ori oamenii acestea, iată că au stăruit, au depus un efort, nu numai prin greutatea pe care au cărat-o, dar s-au și străduit să dea la o parte țărâna de pe acoperiș, să dea bârnele acelea la o parte și să-l așeze pe acest om înaintea Mântuitorului Iisus Hristos. De aceea, un evanghelistul, văzând credința lor, pune Marcu, evanghelistul Iisus Hristos i-a spus paralitic, văzând credința lor. Și aici, sigur, că s-au născut multe întrebări și răspunsuri ale părinților bisericii despre felul în care credința unui grup de credincioși poate să influențeze viața unui bolnav sau viața unui credincios, a unui om în general. Lucruri pe care le învățăm în biserică, la biserică, despre cum ne putem ruga unii pentru alții și care sunt efectele acestei rugăciuni. Da, ne duce aminte de mijlocirea pe care ne îndeamnă și Sfântul Apostol Pavel să o facem pentru toți oamenii. Și de aceea, mai ales acest pasaj scripturistic, ne îndeamnă. Poate că suntem rugați de mulți să ne rugăm. Poate uneori sunt prea mulți, alteori uităm, alteori cine știe. Însă iată că, într-adevăr, Evanghelia de astăzi este dătătoare de nădejde. Vine cu o nădejde deosebită. Într-adevăr, este important să ne rugăm unii pentru alții. Pentru că rugăciunea aceasta de mijlocire are o putere foarte mare și ține și de credința celui care se roagă. Chiar dacă tu poate ești, nu, cum era și paralizatul acesta, într-o neputință încât cine știe mintea cât i-ar fi putut să fie, că trupește, era afectat. Cine știe puterile sufletești, cât ar fi fost ele de slăbite și sigur erau. Și iată ce mare taină ni se descoperă prin acești patru tovarăși, cum a zis dumneavoastră, prieteni, care înfățișează înaintea Domnului Iisus Hristos pe acest prieten al lor. Și pentru că dumneavoastră sunteți prieten al tinerilor și al studenților, pentru că slujiți în Biserica Studenților, acolo unde de fapt și eu v-am întâlnit mai de mult când eram la Liga Tineretului Ortodox, cred că această Evanghelie are și o valoare deosebită pentru taina prieteniei, efectiv. Da. Apropo, mă iertați și de că apare și pe genericul nostru, apare motoul întâlnirii Tineretului Ortodox de anul trecut de la Timișoara: voi sunteți prietenii mei.
Este foarte important să mărturisim că Domnul Iisus Hristos a săvârșit minuni în Capernaum bazate pe rugăciunea sau rugămintea unor oameni. Tot în Capernaum ne spune evanghelistul Matei, și spun nu întâmplător Matei, Matei era un om legat de Capernaum și cred că este rămâne legat și de activitatea Domnului în Capernaum. În capitolul 8, pe când intra în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș rugându-l, zicând, Doamne, sluga mea zace în casă slăbănochii duindu-se cumplit. Și Iisus i-a zis, venind îl voi vindeca, dar sutașul răspunzând i-a zis, Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, ci numai zic cu cuvântul și se va vindeca sluga mea, căci eu sunt om sub stăpânirea altora și am sub mine ostași și spun acestuia, du-te și se duce și celălalt vino și vine. Și slugii mele face asta și face. Auzind Iisus a minunat și a zis celor ce veneau după el, adevărat, grezi vouă, la nimeni în Israel n-am găsit atâta credință. Și în fine, și zice sutașului, du-te, fie ție după cum ai crezut. Și s-a însănătoșit sluga lui în ceasul acela. Iată, o altă rugăciune de mijlocire. De această dată din partea unui sutaș, din partea unui neiudeu. Păgân. Deci acesta, dacă cei patru, despre cei patru nu știm, dar presupunem că erau iudei și tovarășul lor bolnav, neputincios, este unul dintre apropiații lor de același neam. În Matei capitolul 8 observăm că Domnul Iisus Hristos, prin mijlocirea rugăciunii unui păgân de această dată, unui neiudeu, nu neapărat necredincios, ci neiudeu, iată că sluga, un om poate fără o valoare de piață, cum se spunea în vremea respectivă, că erau sclavi vânduți și oameni abuzați, este tămăduit acest servitor de Mântuitorul Iisus Hristos în Capernaum. Deci iată cât de importantă este rugăciunea de mijlocire. Mântuitorul Iisus Hristos împlinește asemenea rugăciuni de mijlocire. Aud că unii dintre credincioși în ultima vreme se feresc, ca să nu spun chiar se sperie, să își pomenească apropiații la rugăciune, cum că ar veni nu știu ce lucruri rele peste ei dacă pomenesc pe alții la rugăciune din familie sau din apropiați, mai ales dacă aceștia nu frecventează biserica. Lucruri îngrijorătoare dintr-un mic punct de vedere, chiar duhovnicesc, dar să nu spun social. Nu te poți feri de cei ai casei, de familia ta, de apropiați și nici de ceilalți oameni. Nu te poți feri să nu-i pomenești sau să nu te rogi sau să nu-ți mai dorești să-i pomenești sau să nu te mai rogi pentru oameni de frică. De ce frică? Pentru ce frică? Iată exemplele acestea de oameni care au avut curajul să meargă înaintea Mântuitorului Iisus Hristos și să chiar să poarte povara celui bolnav și neputincios, să-l așeze înaintea Mântuitorului Iisus Hristos pentru ca acesta să fie vindecat. Multe lucruri s-au întâmplat în cetatea Capernaumului și noi suntem, timpul nu ne-a permis să discutăm despre frumusețea acestui oraș așezat la poalele celor șapte izvoare. Aproape de Capernaum se scurge și Iordanul în Marea Galilei, acolo se află și câmpia Genizaretului. Udată de aceste izvoare care și ele se varsă, unele în Iordan, altele în Marea Galilei. Însă aș face iarăși o remarcă foarte importantă, și anume că inclusiv Maica Domnului a fost în Capernaum și frații Domnului, așa numiții frații Domnului, au fost în Capernaum. Sfântul Ioan Evanghelistul iarăși aduce în Evanghelia sa importanța Capernaumului. Rămâne o cetate foarte importantă pentru misiunea Mântuitorului Iisus Hristos în Galileea. Încă din capitolul 2,
după nunta din Cana Galilei, unde spune evanghelistul Ioan, acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și și-a arătat slava sa. Și ucenicii săi au crezut în el. O parte dintre ucenici, dintre viitori apostoli, că nu erau toți apostoli atunci. Și în versetul 12, după aceea s-a coborât în Capernaum el și mama sa și frații și ucenicii săi. Și acolo n-au rămas decât puține zile. Și erau aproape Paștele Iudeilor și Iisus s-a urcat la Ierusalim. Iată o informație despre prezența Maicii Domnului în Capernaum, în această cetate a lui Iisus. Pe de o parte știm că Nazaretul a fost cetatea în care Mântuitorul Iisus Hristos și-a petrecut copilăria. Capernaumul este cetatea la 50 de kilometri în nordul, putem spune, chiar în nordul Mării Galilei. Unii spun nord-vest, pentru că este, să zicem, la ora 11 și jumătate, cum ar veni pe ceas, cetatea Capernaumului. Acolo și-ar fi desfășurat, ar fi desfășurat Mântuitorul Iisus Hristos o bogată activitate. O bogată activitate și nu întâmplător Domnul Iisus Hristos a rostit câteva cuvinte foarte grele despre Capernaum și mai ales despre lipsa de pocăință a unora din Capernaum, împietrirea, am putea spune, chiar o luptă împotriva adevărului revelat. Mântuitorul a intrat de mai multe ori în sinagoga din Capernaum. În această sinagogă, foarte aproape de casa lui Petru, de ruinele care sunt păstrate până astăzi și despre care așa se vede și acum. Credem că ar fi fost casa lui Petru și pe aceste ruine s-ar fi construit o biserică. Însă Mântuitorul spun că a intrat de mai multe ori în sinagoga din Capernaum. Și nu numai că a rostit acele cuvinte cu putere de care spune Luca, a făcut minunea vindecării celui posedat chiar în sinagogă, chiar înaintea credincioșilor din sinagogă, dar a rostit poate cel mai frumos cuvânt euharistic, putem spune, înainte de cina cea de taină, în sinagoga din Capernaum. Cuvântul despre pâinea vieții. În sinagoga din Capernaum, Mântuitorul pentru prima dată, ne spune Sfântul Ioan Evanghelistul, a vorbit despre pâinea vieții. Și spune următoarele, reamintim credincioșilor noștri. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se coboară din cer este aceea din care mănâncă. Dacă mănâncă cineva, nu moare. Eu sunt pâinea cea vie, pâinea vieții, pâinea cea vie, care s-a pogorât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta viu va fi în veci. Iar pâinea pe care eu voi da pentru viața lumii este trupul meu. Deci se certau între ei unii, zicând, cum poate acesta să ne dea trupul său să-l mâncăm? Și le-a zis Iisus, adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veți mânca trupul Fiului Omului și nu veți bea sângele Lui, nu veți avea viață în voi. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și el voi învia în ziua cea de poi. Căci trupul meu este adevărata mâncare și sângele meu este adevărată băutură. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne într-o mine și eu într-o el. Precum a trimis pe mine Tatăl cel viu și eu viez pentru Tatăl și cel ce mă mănâncă pe mine va trăi în mine. Aceasta este pâinea care s-a coborât din cer. Nu precum au mâncat părinții voștri mană și au murit. Cel ce mănâncă această pâine va trăi în viață. Acestea le-a zis pe când învăța în sinagoga din Capernaum. Iată această predică despre euharistie, nu? Despre ceea ce vom face creștinii și ucenicii Mântuitorului și Sfinții Apostoli și preoții până la sfârșitul veacului. Mântuitorul Iisus Hristos a vorbit nu de această dată în casa lui Marcu, așa cum spunem noi din tradiție că s-ar fi petrecut cina cea de taină, ci Mântuitorul Iisus Hristos a rostit acest cuvânt în sinagoga din Capernaum. Și mai departe, așa se întâmplă când teologisești. Când teologisești, îți pierzi ucenicii. Deci mulți dintre ucenicii lui
auzind, au zis, greu este cuvântul acesta, cine poate să-l asculte? Cam așa se întâmplă și la noi la Facultatea de Teologie. Când intrăm în teologie propriu-zis și când începem să atingem câteva corzi, așa... Un pic fac un pas în spate. Cum se întâmplă exact ca la Scriptură. Iar Iisus, știind în sine că ucenicii lui murmură împotriva lui, iată, pe de o parte avem în Evanghelia de astăzi că sunt unii dintre cărturari, dintre cei care erau de față, care murmurau. Nu murmurau împotriva lui Iisus. Ei își puneau crezul lor. Nu? Shema Israel. Domnul este Dumnezeul tău, Israel. Cine poate să ierte păcatele decât numai Domnul Dumnezeul tău? Ei își puneau crezul. Își mărturiseau crezul. De această dată aici ne spune Ioan Evanghelistul, ucenicii cârteau împotriva Mântuitorului Iisus Hristos. Și atât mare este această tensiune, încât ne spune mai departe Evanghelistul, mulți dintre ucenicii săi s-au dus înapoi și nu mai umblau cu el. Deci a zis Iisus celor 12, nu vreți și voi să vă duceți? Și Simon Petru i-a răspuns, Doamne, la cine ne vom duce? Tu ai cuvintele vieții celei veșnice. Quo vadis, Domine, spunem noi în limba latină. Quo vadis, Domine, unde să mergem, Doamne? Iată, aceste evenimente se petrec după mare discurs euharistic, putem spune pâinea care se coboară din cer, pe care Domnul Iisus Hristos l-a rostit în cetatea Capernaumului. Foarte aproape de biserica de astăzi, de ruinele bisericii creștine, foarte aproape, la 30 de metri, de biserica, viitoarea biserică creștină, ridicată pe ruinele casei soacrei lui Apostolul Petru. Și care este o biserică impunătoare. Da. Mulți dintre creștini au înțeles cât de importante au fost aceste evenimente și mai ales prezența Mântuitorului în cetatea Capernaumului. Din păcate, nici credința lor nu a putut salva cetatea de la dărâmare. Cetatea a fost dărâmată și astăzi vedem doar au rămas niște ruine. Însă rămân aceste cuvinte ale vieții veșnice, aceste cuvinte euharistice, pentru că ele au și valoare euharistică. Aceste cuvinte cu putere rostite de Mântuitorul Iisus Hristos. Această putere, nu? Dă viață lumii. Din această putere ne hrănim și noi, credincioșii. Și iată, aceste cuvinte rostite în cetatea Capernaumului, parcă le trăim noi în perioada aceasta de post, atunci când ne pregătim prin taina spovedaniei, prin mărturisirea păcatelor, la fel cum păcatele au fost iertate paraliticului din Evanghelia de astăzi, la fel așteptăm și noi cuvânt cu putere ca să fim deslegați de păcatele în care ne aflăm, pentru ca să ne putem cumineca cu pâinea vieții, cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Și pentru a ne putea poziționa pe cărarea spre o altă duminică și spre un alt urcuș duhovnicesc, care este Duminica Sfintei Cruci, care urmează. Da, și care ar trebui să ne responsabilizeze, pentru că această cruce a Mântuitorului Iisus Hristos a fost purtată în numele nostru. A fost un sacrificiu pentru salvarea noastră, pentru ca noi să nu mai fim sacrificați, ca noi să fim eliberați, să fim sloboziți din ghearele morții, de sub puterea păcatului, de sub puterea întunericului.
prin cruce ni se oferă posibilitatea, scara către cer, drumul, calea către Hristos, calea către desăvârșire. Și trebuie să pășim responsabil spre această duminică a Sfintei Cruci și să nu ne oprim doar la drama crucii, drama evenimentului, ci să privim transparent, dincolo de cruce, spre puterea învierii. Pentru că pe această cruce s-a jertfit iubirea lui Dumnezeu pentru învierea noastră. Părinte profesor, vă mulțumim pentru participarea la emisiunea noastră, pentru cateheza pe care ne-a ținut-o despre Capernaum și prezența Mântuitorului Iisus Hristos în acest oraș. Vă mai așteptăm și în final vă invităm să ne spuneți un cuvânt de binecuvântare. Să ne rugăm pentru pacea lumii. Este prima cerere pe care o facem la Pavecernița Mare sau la ceasul întâi dimineața. Și dimineața și seara ne rugăm să ne rugăm împreună creștinii în biserică, să ne rugăm pentru pacea lumii, să ne rugăm pentru liniștea noastră sufletească, să încercăm din puținul nostru, din sărăcia noastră, să împărțim și celor care au nevoie, să luăm pilda celor de demult, chiar și a iudeilor din Sfânta Scriptură. Să recitim paginile Leviticului și a Pentateuhului, să vedem cum acest popor binecuvântat a avut grijă de săracii săi, a avut grijă de cei bolnavi, de cei neputincioși. Și această pildă să ne fie de folos, pentru ca să ne aducem și noi aminte de cei bolnavi, de cei părăsiți, de bătrâni, de cei din azile, de cei din orfelinate, să încercăm să răspundem la violența care se ridică din ce în ce mai mult cu bunătate, cu înțelegere, cu răbdare, cu bună cuvință, să nu răspundem violent la tot ceea ce, la valul care se ridică de violență între copii, între tineri, adolescenți. Din contră, să încercăm să fim prezenți alături de ei, prezențe vii, pentru ca să îi liniștim, să îi încurajăm, să îi învățăm ce trebuie să facă pentru ca să își păstreze calmul, liniștea, demnitatea uneori, pentru că sunt copii și tineri abuzați. Foarte mulți tineri sunt abuzați și copii abuzați. Și aceste abuzuri fac atât de mult rău propriilor vieți și comunității din care ei fac parte, că la un moment dat abuzurile se vor manifesta în exterior. Deci să încercăm să ne rugăm pentru pacea lumii, pentru pacea oamenilor și buna înțelegere și mai ales pentru tineri, pentru copii, pentru toți care au nevoie de prezența noastră vie și de liniște în mijlocul lor. Așa să fie, vă mulțumim. Dragii noștri telespectatori, ne oprim aici, vă dăm întâlnire duminica viitoare. Săptămână binecuvântată, Doamne ajută! Sfântul!